crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 8:35, live, în direct și în exclusivitate și pe pagina de Facebook. Dublu sau nimic. Da, clar. Asta voiam să vă transmitem. Avem 1600 de euro astăzi, special bani pregătiți pentru Iulian. Bună dimineața! Iulian, salut! Bun dimineața, prieteni, și la mulți ani, Europa FM. Salut! La mulți ani, la mulți ani. Ce faci, Iulian? Uite, mi-am luat un liber astăzi și m-a luat prin surprindere. Ai făcut o punte? Da, am făcut o punte. Mi-am dus soția la serviciu și beam cafea singur. Deci ai făcut punte la mișto? Adică nu te-ai dus nicăieri, pur și simplu ai vrut să mai stai acasă o zi. Am vrut, da, nu, pregătisem ceva și s-a amânat și acum... Da, că tot am la liber, ce rost are să mă mai... Da. Sigur. Adevărul e că prinde bine câteodată să stai o zi acasă, pur și simplu să stai acasă. În pijama. Să-ți liber să stai acasă, da. În pijama, da. Cu palton. Că cu molton. Da. Ce se poate. Dar tu cu ce te ocupi, Iulian? Adică de la ce serviciu lipsește? Eu sunt inginer la termoficare. De fapt, la cer govor aici. Să trăiești. Moment. Prietenul lui Luca. Deci, cet govora? Da. Are treabă și... Câte grade ai în țeavă? Poftim? Nu are treabă cu București. N-are treabă cu București, da. Nu, n-are. Dar chiar merge bine, să știți. Am 23. 23 de ce? De grade în casă. De grade. Ah, da. Ok. Da. Păi nu, asta e o temperatură optimă. Am sperat că sunteți pe partea noastră pe aici, cumva, responsabil. Mai pe partea așa, da, acolo. Dacă era de la ce din București, puneam eu întrebările și le și schimbam pe toate, că tu ești subiectiv, ești în conflict de interese. Da, nu. Iulian, gata, suntem pregătiți să începem. Tu oricum zici că ești acasă, ești singur, deci n-avem cu cine să mai facem cunoștință, n-avem ce să mai adăugăm, așa că putem începe de la 200 de euro. Atenție la timp, da? Da. Sunt doar 6 secunde, adică să nu crezi că nu trec foarte repede cele 6 secunde. Mult succes! Ascult și știu, da. 200 de euro. Să știi, Iulian, că așa spun toți. Ascultă și știu și am avut în ultima perioadă, cu timp am avut cele mai mari bătăi de cap. Că da, mulți ascultători s-au încadrat cu răspunsul în timp. Și nu că n-ar fi știut, ci pur și simplu că au lălăit-o, cum se spune. Iulian, să fii mai rapid și să ne spui, pentru 200 de euro, ce funcție are Victor Orban în Ungaria? Este președintele Ungariei. Păi și dacă el e președinte, cine e prim-ministru? Nu știu, dar... Eu știu sigur că este președinte. E, vezi, de asta mă întâmplă. De unde știi tu sigur că e președinte? Vlad, păi, iar nu s-a obținut. M-am mai uitat așa. Păi știți, mai l-am văzut pe la noi, pe la ei. În continuare, sigur. Tot umblă. Și îți place... Băieții ăștia mă tachinează. Da. Iulian, ai să fiu uimit, da, să afli că Ungaria... Așa. Are o doamnă președinte. Da. Doamna Cătălina o cheamă. Victor Orban este premierul Ungariei. Fir ar să fie. Au sistemul ăla, știi? Când... Au sistemul ăla pe care l-are și Italia. Italienesc. Da. Care președintele... Președintele e decorativ. Are un rol greu de înțeles. Da. Ca în România în ultima vreme, dar... Și premierul conduce toată afacerea, președintele dă decorații, apare la sindrofii. Nu. Și Ungaria are o doamnă. Da. Catalina, n-ai auzit? Cătălina. A fost Cătălina. Și la noi, am înțeles, la un picnic. A fost un pic, da. Da. Doamna Catalina. Da, ne pare rău, Iulian. N-a fost să fie în dimineața asta, dar ai aflat un lucru nou despre cum merge politica vecinilor noștri maghiari. Victor Orban, premier. Asta este... Uite, de asta nu merg lucrurile cum trebuie în țara asta, domnul Luca, că vii cu capcane de genul ăsta. Ce capcane, asta bre? Era gen... Adică ori știai, ori nu știai. Ori dacă nu știai, ce-i președinte. Azi nu zboară. Azi nu știam. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea la Europa FM.